Vă salut, prieteni! Răspund azi la următoarea întrebare pe care am primit-o de la o tânără. Bună seara, domnule pastor! Sunt într-o relație cu un băiat, dar nu suntem căsătoriți. Trăim în adulter. De câteva luni am realizat amândoi că fără Dumnezeu nu se poate, mai ales fără nașterea din nou. Vrem amândoi din suflet să ne botezăm și să primim Duhul Sfânt. Dar cum să facem, căci trăim în curvie, în adulter? Mă bucur foarte mult, dragă tânără, de faptul că ai realizat starea de păcat în care te afli. Trăim într-o lume pervertită, într-un neam ticălos și stricat, într-un neam prea curvar, așa scrie în Biblie, și cei mai mulți oameni nu realizează. Cei mai mulți din cei care trăiesc în curvii, în adulter, trăiesc în concubinaj, ei nu realizează gravitatea la aceea, la starea în care sunt, ei necinstesc căsătoria, Dumnezeu îi va judeca pe ei, ei poartă, vor deja consecințele alegerii lor, le vor purta aici, pe acest pământ. Și eu tare mă bucur că ați ajuns să înțelegeți. Nu mă bucur pentru faptul că ați mers în păcatul ăsta, ați trăit în el, dar mă bucur că ați realizat că sunteți în păcat și vreți să vă opriți acum, vreți să vă pocăiți. Asta e primul lucru pe care trebuie să-l faceți. Trebuie să vă pocăiți. Eu vă invit să ascultați cu atenție mesajul în care eu explic ce este pocăința. Ascultați-l foarte bine și apoi voi să vă pocăiți. Însă aici vă spun așa succint, vă explic ce înseamnă asta. Asta înseamnă să vă schimbați radical atitudinea față de păcatul acesta și de păcat în general. Să renunțați a mai trăi în păcat și să alegeți să trăiți în neprihănire, să trăiți după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă faceți acest prim pas, el deja îl implică pe al doilea. Al doilea este că voi veți opri relația voastră sexuală. Deci nu veți mai întreține relații sexuale. Și înțelept și bine este ca să vă separați, ca să nu fiți o ispită unul pentru altul, până când rezolvați problemele, până când vă puneți în rânduială relația voastră cu Dumnezeu, să stați separat unul de altul. Dacă este posibil, mai ales că nu aveți și copii, nu aveți ceva care vă ține împreună. Și așa nu veți fi o ispită. Deci ăsta este al treilea pas. Ar fi azi să opriți relația sexuală și al treilea ar fi să găsiți locuit separat pentru perioada asta. Al patrulea, foarte important lucru este să găsiți o biserică unde se dă învățătură sănătoasă. Și acolo unde pastorul, unde predicatorul învață pe oameni bine, corect, din Sfintele Scripturi și voi să puteți crește în învățătura sănătoasă. Și apropiați-vă de pastor acolo să-i spuneți că v-ați întors la Dumnezeu și să-i spuneți că doriți să vă botezați, că așa a poruncit Domnul nostru Iisus Hristos. Toți acei care cred în El trebuie să se boteze după porunca Lui. Asta este a cincilea lucru. Și asta implică că veți trece un curs de cateheză, un curs de pregătire pentru botez. Deci când veți trece cursul acesta, veți putea să vă botezați. După ce vă veți boteza, veți putea să vă cununați. Se va face căsătoria voastră civilă, dar numai decât înainte de căsătoria civilă trebuie să fie căsătoria voastră, înainte de căsătoria religioasă, trebuie să fie căsătoria voastră civilă. Trebuie să vă registrați la oficiul stării civile căsătoria voastră și apoi să aveți cununia voastră, căsătoria voastră religioasă. Deci șasa asta este cununia care trebuie să o faceți și acum, de atunci, nu mai veți putea de acum să trăiți ca și soț și soții. Veți putea reveni la relații sexuale, dar care va fi una dreaptă, corectă înaintea lui Dumnezeu, de care vă puteți bucura fără niciun sentiment de vină. Și numai decât al șaptelea lucru este ca să aveți totdeauna, pentru restul vieții, să aveți o creștere frumoasă spirituală. Numai decât să studiați în profunzime scripturile totdeauna, apoi când Dumnezeu vă va dărui copii, să-i creșteți și pe ei în învățătura aceasta, deci să aveți o creștere frumoasă spirituală. Asta este al șaptelea pas foarte important și Dumnezeu vă va da multă bucurie. În epistola lui Pavel către Efeseni, la capitolul 4, de la versetul 17, scrie așa: iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul, să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii. Iată așa cum trăiți voi acum, cum ați trăit până acum, este cum trăiesc păgânii. Zice, în deșertăciunea gândurilor, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Deci când neștiința asta se află din pricina împietririi inimii lor.
ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și o să săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărului care este în Iisus ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu, învățătura sănătoasă a Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, acum sunt în orașul Leverkusen și acum în câteva ore plec spre Riga. Dar aici la Leverkusen tare mult m-am bucurat, am stat cât 3-4 zile am stat și au venit aici un cuplu din Frankfurt, Sergiu și Marina, și au venit împreună cu mama Marinei, Inga. Așa de mult m-am bucurat, niște oameni deosebiți. Ei, iată, Sergiu cu Marina, ei tot așa ca voi, au început să trăiască în concubinaj. Trăiau în concubinaj, s-au potrivit chipului veacului în care trăim. Că vezi, acum nici măcar oamenii nu mai privesc ca ceva rău asta. Însă atunci când ei s-au pocăit, s-a pocăit întâi Marina, apoi s-a pocăit Sergiu, în aceeași zi s-a pocăit și mama Marinei, Inga. Și atunci ei au hotărât că ei nu vor mai întreține relații sexuale până când nu vor pune toate lucrurile în rânduială, până când nu se botează, până când nu se cunună. Și așa au fost împrejurările că au trebuit să aștepte un an și două luni, dar în anul ăsta și două luni ei s-au păstrat curați, ei au trăit frumos și apoi au făcut cununia și acum trăiesc fericiți, foarte fericiți, Dumnezeu i-a binecuvântat cu un copil și au o armonie deosebită în relația lor. Tot acolo, nu departe de Frankfurt, este orașul Wiesbaden și acolo este Tatiana și Leonard. Și iată, Tatiana și Leonard, exact același lucru. Ei au crezut în Domnul Iisus Hristos și apoi au auzit învățătura pe care am dat-o pe canalul ăsta și ei tot așa au hotărât. Deja aveau, cât doi copii aveau împreună și ei au hotărât că vor opri relația sexuală chiar dacă au doi copii împreună, pentru că relația este una nelegitimă. Ei au așteptat, și încă era în timpul pandemiei, nici măcar nu puteau să rezolve problemele cu actele, cu înregistrarea căsătoriei civile. Dar, totuși, ei au avut răbdare, au crescut duhovnicește, s-au pregătit, au venit la Chișinău, au făcut botezul, i-am botezat, au făcut cununia cununia civilă, căsătoria civilă, am făcut cununia, căsătoria religioasă, am făcut-o la ei acasă, acolo în satul Coșnița și acum trăiesc fericiți și se bucură să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să vă ajute și pe voi tot în felul acesta să trăiți. Iar dacă unul renunță și nu vrea să trăiască așa, dacă eu știu băiatul ăsta care zice că vrea să urmeze, poate să răzgândește între timp și nu mai vrea să plătească așa un preț, atunci nu aveți decât să vă despărțiți și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos cu toată scumpătatea, cu toată dedicarea. Și fii sigur că Dumnezeu îți va binecuvânta viața nespus de mult. Așa să te ajute Dumnezeu. Pace multă!